Stresul, problemă majoră a societății contemporane, a fost tema unei dezbateri organizate de Centrul Cultural Pitești cu ocazia Zilei Medicului de Familie. La reuniune au participat reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică Argeș, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Spitalului Județean, Colegiului Medicilor și ai societății civile. Vorbitorii au subliniat faptul că un factor de stres pentru români a devenit presa, care mediatizează excesiv aspecte legate de criza economică. Că noi de fapt uităm că trebuie în momentele de criză, așa cum și în istorie au fost, să fim solidari. Nu fac, deci să nu mă înțelegeți, nu fac politică. Sunt ca om, asta am simțit eu ca om, niciun caz, să nu faceți nicio legătură, dacă vreți, cu convingerile mele politice. Și mi-am adus aminte ce a făcut Japonia, mi-am adus aminte ce a făcut Germania după ce au ieșit din război. Și cum au ieșit acele țări, nu cum suntem noi la ora actuală. Acolo, toată lumea, inclusiv politicieni, inclusiv media, s-au solidarizat și au încercat să aducă populația la un loc, la un loc să scoată țara din situația în care se află. Și la noi ce asistăm? Din dorința individuală de putere, din dorința individuală de a face avere, am ajuns să folosim media împotriva societății. Nu cred că trebuie să-i se spună unui om în fiecare zi, din 30 de minute, de cele trei lucruri grave pe care ne vin acum. În ceea ce privește profesia de medic, am întrebat în zilele, știți bine, am o păcate pentru mine, am o prezență destul de mare în media. Nu o caut eu, spre deosebire de alții care îl cumpără. Și le spun mereu de câteva zile, aș vrea să știu și odată atitudinea presei față de medici. Dacă până în urmă cu o lună toată lumea plângeau medicilor pe umăr ce salarii mici au, ce nevoi sociale, ce comparație se fac, uitând totuși că și noi suntem produsul societății care ne-a creat. Și dacă suntem o parte a oglinzii ei, asta se vede prin oglindă. După ce a trecut o lună de zile, am ajuns ce salarii nesimțite au doctor. Dar personal, am fost pus pe șleau. Deci la mine lucrurile au zis că am salariul mai mare ca al președintelui. Îmi pare extraordinar de rău că, într-adevăr, nu se ține cont niciodată de stresul pe care îl induce un cabinet medical în care lucrez ca medic, ca asistent, ca... Eu știu, da, ca medic și ca asistent. De ce? Niciodată într-un cabinet medical nu o să-ți intre cineva care este foarte bine dispus, foarte vesel și vine să-ți dea o veste bună. Întotdeauna, într-un cabinet medical, va intra cineva care are o suferință, care este deja supărat și pornit de acasă că ceva nu este în regulă și care, bineînțeles, că găsește medicul respectiv vinovat de toate relele care îi se întâmplă. Eu aș fi făcut o propunere. Și către pacienți și către media, într-adevăr, să vină să stea într-o zi, de dimineață și până se termină programul, undeva într-un colțișor, ca să nu deranjeze, și să vadă cu ce ne confruntăm zi de zi, ceas de ceas, cu ce probleme ne confruntăm în anumite momente, în sensul că trebuie să schimb gândirea din 15-15 minute. Stresul faptului că răspuns de viața unui om este imensă, nimeni nu-și poate imagina ce stres este pe umerii noștri. Și tare mi-ar fi plăcut, într-adevăr, repet, în același context în care domnul doctor a pomenit despre Ministerul Sănătății și așa mai departe, să întreb și să, de fapt, să constat și să întreb în același timp. Domnii care lucrează acolo și care fac legislația, au trecut vreodată printr-un cabinet medical?